Bună tuturor celor care vizionați videorile mele la canalul meu de YouTube, Crista Rod. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru like-uri și feedback-uri. Astăzi, acum, am să fac o citire în cafea și în cărțile obișnuite. Sper că v-a fost doar de citirile mele în cafea și în cărți, pentru că voi face o astfel de citire generală, bineînțeles. Nu fac o citire pe mai multe variante în cafea, pentru că am o voce cu probleme și citirile în cafea, ca și în cărți de altfel, necesită foarte mult energie, concentrare și voce. Și încerc să menajez vocea ca și concentrarea, pentru că altfel îmi creează probleme de sănătate și nu vreau să îmi pun sănătatea în pericol. Așadar, o să fac doar o citire generală, într-o singură variantă, în cafea, dar în cărți obișnuite am să fac pe variante de zodii și poate astfel vă ajută mai mult să vă regăsiți din ceea ce vă interesează în cărți, pentru zodia în care sunteți născuți sau pentru ascendent, că poate și ascendentul va fi important pentru voi. Am să încep întâi cu cafeaua, cu ceașca, să vedem ce spune ceașca, apoi am să vă spun ce spune și farfuriuța. Dacă vi se îndeplinește vreo dorință, ce se poate întâmpla, așadar în următoarele am pus un pic de zaț pe haide să vedem. Wow, ce ceașcă interesantă aici aveți voi. Foarte, foarte interesantă. Foarte interesantă. Mult ezoterism pare aici. Foarte multe elemente așa de ezoterism, de simboluri. Avion, vești, urcă, faceți călătorii în aceste 3 zile. În toate 3 zile sau se pot prelungi și pe săptămâna următoare energiile. Eu spun 3 zile. Eu am făcut ceașca pentru următoare 3 zile, dar energiile se mai și prelungesc. Dar în orice caz văd aici cu vești rapide, da, care ori v-au venit, că ele parcă vin de la trecut, sau vă caută cineva, vine cineva din altă parte la voi, vă vine în casă, aici pare. Dacă n-a venit, vă vine. Sau vă vin cel puțin veștile. Parcă vin că vin. Aici poate să fie vorba de dragoste. Vă vine cineva, poate chiar partenerul, poate să vină cineva să vă caute cineva, sau vă vin vești, poate chiar de la copii, că vă vin copii acasă, sau că vă vin musafiri în casă. Deci vă văd cu niște musafiri. Unii dintre voi poate chiar aveți și evenimente în aceste 3 zile, invitație la vreo petrecere, la vreo ceva. Sunteți ca pe un balansoar aici, vă văd pe unii dintre voi ca pe un balansoar în care stați și vă dați în balansoar. Sau vă duceți cu copiii la parculeț, la balansoare. Poate și acest lucru să fie. Deci atenție acolo în parculeț să nu fie ceva care să vă supere, să nu se strice ceva, să nu... Aici mai apar o cheie, un secret. Aflați un secret legat și de o căsătorie, de o verighetă cuiva sau chiar verigheta voastră, de legată căsătoria voastră. Aveți luat o hotărâre pentru niște daruri, pentru niște bani pe care trebuie să-i dați. Vedeți și risipiți în acest weekend cu banii, că par așa, că faceți niște cumpărături, cred că ieșiți pe undeva, pe la vreun mall, pe la vreo piață mai mare, ceva mai deschis. Sau chiar vă duceți la mare, să știți voi, aici, că aici pare o plajă. Undeva unde e poate strand, parcă pare și cu apă, vă duceți la o petrecere, undeva unde se cântă la chitară, văd aici, foarte interesant, aici văd și, poate aveți examen în acest weekend, mâine, poimine, duminică, nu știu de ce, ar putea fi, nu cred, pare aici, în orice caz, vă văd într-un succes, orică vi se propune ceva la serviciu, o funcție, orică aveți niște evenimente așa care aduc succes, vă duceți undeva unde sunt oameni de succes. Par așa niște lucruri foarte interesante aici. Urcați niște trepte, orică vă vine vreo idee, aveți un succes poate într-o afacere, vă vine vreo idee. Mai văd un B aici la voi, un S, un 3, 13, 23, 13, 23, sunt niște cifre aici.
chei secrete. Multe ezoterii, să știți aici aveți voi. Voi fiți poate puțin mai atenți ce auziți în aceste zile, pentru că pare cu succes pentru voi. Ai zis că e o pisică care stă în coadă. Și ați văzut pisicile acelea din desene animate, o pisică aceea albă, frumoasă, așa. Exact așa, ai zis că e o pisică în acea albă, frumoasă, care stă în coadă. Are pe cap, zici că are o tocă, o șapcă, ceva. Aveți de-a face cu o pisică, aici poate să fie vorba și de o persoană cu funcție, să știți. Pare că are șapcă de polițist, de milițian. Da, deci pare, dar e o femeie, un chip de femeie aici, e ca o pisică, zici, foarte frumoasă, chip așa de mai tânără, poate să fie chiar blonduță, posibil, dar foarte frumoasă, e o pisică pe alb, deci aduce noroc aici, pare ca o cheie, o soluție, orică dați examen voi, sau copiii voștri, poate la școala de poliție, poate să fie și acest lucru, că e chiar aici, lângă această situație cu examene, cu niște persoane cu funcții care depășiți, e foarte posibil acest lucru. Copii, oricum, dacă aveți copii care dau, sau poate că e vorba că are, nu e tocă de polițist, poate e tocă aceea care își opun studenții când iau examenele, după ce trec de, iau diplomele. Da, deci este foarte posibil, pentru că văd aici că veți avea niște soluții și sunt aici niște studii. Deci ori voi personal, ori copiii voștri, sunt mai multe persoane aici care se întâlnesc sau sunt aceste evenimente, pot fi și cu ocazia unor examene care se iau. Da, deci par aici niște reușite. Aici pare că, totuși atenție că uite aici câte capul de drăcușor este. Vă apare vreo ispită în cale ceva? E cineva care are gânduri așa, într-un fel sau altul, de a vă corupe cumva? Aici e o chestiune legată și de credință, să știți, că aici pare, e multe ezoterii, deci apare o cruce pe negru, dar totuși ca o stea, nu pare chiar cruce, și aici la fel zici că e dublată. Trebuie să fiți mai prudenți, poate că aici pare într-un fel o luptă între bine și rău. Cuiva nu-i convine de această reușită a voastră, de acest succes al vostru sau al copiilor voștri, poate. Poate să fie și la nivel de societate, e cineva îndrăcit aici, e cineva care nu-i convine. Cât ai crucea răsturnată, vrea să răstoarne această încredere în voi, în succes, în școală, în ceea ce vreți să faceți. Că și aici o are răsturnată și aici e pe răsturnată. O să aflați de cineva care cade. Aici este mult ezoterism, misticism, ezoterism, dar e răsturnat, adică, cum să spun, considerat într-un mod greșit, luat într-un mod răstălmăcit. Da, deci tot ce e bun din ezoterism, răstălmăcit și transformat în ceva rău și mai departe, adică e partea rea, să zic, a lucrurilor, o prezintă într-un fel și o se comportă în alt fel, poate fi aici, deci o să apară niște ispite aici, poate că unii dintre voi poate chiar vă veți ocupa de ezoterism, dar atenție cu acest ezoterism că puteți să fiți duși de, că aici zici că duce, diavolul zici că duce pe cineva de mână, îl trage după el, așa, da, pare. Orică aveți de-a face cu vreun bărbat mai îndrăcit, dacă aveți vreun partener, atenție să nu aveți probleme cu acesta, poate și din cauza unui copil. O să aflați, să știți, uite, aici s-ar putea să fie ceva și la nivel de societate, zici că sunt extraterestri, în spatele acestui diavol, totuși apare un extraterestru, echipul unui extraterestru. Da, deci chiar pare din altă lume, nu pare ceva, ceva din realitatea, să zic așa, care o știm noi. Poate apărea iară ceva de la nivel de, din altă lume, că iară par aici că stau niște spirite, niște îngeri, ceva care se uită. Ce interesant. Apar niște ocazii favorabile, să zic așa. O să aveți... vă întâlniți aici, pare că vă întâlniți cu o femeie, o femeie cu părul mai lung, mai brunețică, dar atenție că această femeie să nu vă zbârliți cu careva, că aici apare deci că e o pisică care se zbârlește la cineva. Ori că aveți de-a face cu niște persoane care nu umblă cu lucruri curate, ori să nu vă certați cu cineva din cauza unei înșelătorii, vrea să înșele, vrea să vă zbârliți cu cineva, cu tot cu o femeie ar părea. Cineva vă iubește totuși, un bărbat se gândește la voi, vă iubește. E un bărbat aici, iar apare ca o fantomă.
Voi poate aveți de-a face cu spirite, unele dintre voi, sau mai ales ca femei vă văd aici, poate că ca și cum ați vă duceți undeva, o să vorbiți cu niște spirite. Zici că e o fantomă care merge ea așa și parcă vă întâlniți față în față cu aceasta. Și se zbârlește. Poate că dacă aveți pisică, vedeți dacă pisica se zbârlește, că e foarte posibil ca în casă la voi să fie chiar o fantomă, ceva, un spirit. Dar pare să fie un spirit care îi vă iubește. Că aici pare chipul unui bărbat, dacă mă uit așa, deci apare o fantomă care merge, dar pare că ia chipul unui bărbat care e trist. Un bărbat mai matur, așa pare, nu tânăr, prea tânăr. Mai trist, așa, cu niște ochi parcă triști. Da? Și pisica, dacă se zbârlește, e posibil să fie că ea simte energiile. Da, simte că cineva e în casă. Urcați niște trepte, urcați undeva, vă duceți undeva într-o instituție, parcă legat și poate că vă duceți să rezolvați ceva legat de călătorii cu avionul. Aici văd niște avioane. Poate vă duceți în aceste 3 zile ori să vă luați bilete, să vă informați sau chiar plecați voi cu avionul, vă duceți. Da, pare așa, dar totuși atenție pe vreme, aici că pare, parcă zici că intră într-o nebulă. Ori aflați ceva de vreun avion, vin niște vești, așa, se întâmplă ceva. Veți avea de luat o hotărâre, aveți de luat, de fapt, ale făcut o alegere între două situații. Pentru niște daruri, pentru, poate să fie și legat de o relație, o vulpe. Totuși, atenție aici, că voi aveți cineva care vă trâmbițează, aveți pe cineva care se dă pe lângă voi, poate, sau vrea, se află secretele voastre și apoi trâmbițează mai departe. Dar e pentru că vrea niște câștiguri aici, are niște chei, niște secrete pe care pare că le folosește. Ia uite ce șopârle, ce coropișnițe aici, ce arătări aici sunt. Da, în afara casei, deci puteți avea de-a face cu persoane mai dușmănoase, mai ostile, mai false aici, par niște, orice la nivel de societate, iar ezoterismul, văd așa aici, iar are legătură cu niște case, cu niște, pot apărea niște conflicte, pot apărea niște conflicte chiar în lume multă. Aș putea să spun, deci poate vă trebuie mai multă atenție în aceste zile pe unde vă duceți, că vă văd și cam plânși. Cam plânși pentru o dragoste. Totuși aveți o dragoste frumoasă. Uite aici, eu zic că vă împăcați până la urmă. Deci dacă aveți vreo supărare cu cineva în dragoste de curând, pare că să vă împăcați, veți avea succes sau chiar plângeți de bucurie. Că văd că e cu noroc aici, cu succes, parcă cineva se așează în genunchi și vă cere ori iertare, ori mână. Că e parcă o hotărâre, o verighetă aici. Aveți de luat o hotărâre în 2 puncte, 2 zile, 2 săptămâni cel mult. 2 inimi, înflorește o dragoste, să știți. Deci, dacă nu sunteți îndrăgostiți, vă puteți îndrăgosti. Dar ceva vă va întrista, nu știu ce. Nu văd că, nu cred că problema cu dragostea asta care apare, ci poate altceva. Că pare și o cruce lângă. Poate că aflați și de cineva care nu cunoaște și vă întristează că nu mai este. Da, poate și acest lucru. Sau chiar sunteți deja în doliu voi, cu toate că apare și această dragoste și vă întristează că nu puteți să vă căsătoriți acum, trebuie să mai așteptați. Poate și o să fie și o astfel de situație. Vești, vă vin vești, vești. În aceste 2-3 zile parcă aveți multe, multe vești. Niște persoane foarte mirate. Se miră niște persoane de ceva. Vă duceți undeva în lume multă, că e mult, că e. Aici parcă e și o plajă undeva, vă duceți, poate că am zis deja. Dar e în orice caz undeva, parcă treceți prin două, trei stațiuni. Vă duceți, nu stați în același loc, vă mai duceți și în alte locuri. Păreți așa, cu multe schimbări care. Aveți în aceste 3 zile, cum să zic, parcă lucruri care le faceți, scoateți ceva care, cum să zic, nu ca și cum a scoate ceva din casă, să puneți altceva în loc, să faceți o schimbare, orică vă mutați cu casa, orică mai înnoiți ceva în casă, pare așa că scoateți și dar aduceți altceva în loc, pe o parte scoateți și pe alta puneți. Da, apare așa. Undeva la etaj văd aici ceva. Că
Orică vă puneți ceva acolo la etaj, faceți ceva, vă vine o veste, cineva de la drum vă caută. Ora 5. Sau pe de 5, stabiliți ceva de un drum, că vine cineva de la drum, posibil. Un N aici, voi aveți pe cineva cu un N, o literă de N, veste, vine cu vă vine veste. Dar și o reușită. Vă măcăne cineva, o să aflați de o barză. Aici parcă zici că sunt două ciocănituri, una în... Vă ciocăniți cu cineva, cineva vă bate la cap cu ceva, vă bate la cap, cineva se ține de capul vostru, poate chiar, da, apare aici cineva care se ține. Bă, că aveți a face și cu litera F, C, I, unii, o să aflați de cineva unii răsturnat, un S aici, iară succes, iară, vedeți și aveți că vă vine repede o veste de niște examene, oricum copiii voștri, voi, chiar un noroc neașteptat, poate chiar să faceți... Aici va apare iar noi cunoștință. Veți face niște cunoștințe în aceste zile. Multe, sunt foarte multe lucruri de făcut în aceste zile. Luați daruri, aveți două daruri mari de bani. De luat. Unul chiar îl luați. Foarte posibil să-l luați chiar în aceste trei zile. Dacă nu, îl luați în săptămâna următoare. Dar totuși atenție că plângeți, nu știu de ce... Plângeți mognit, așa, nu știu, în sufletul vostru, poate, de ceva. Ia uite câte potcoava aici de frumoasă, ce lebă de frumoasă. Deci, o să aveți o dragoste frumoasă, dar totuși, atenție, că lângă această lebă, de lângă acest noroc, lângă această dragoste, este nu numai vulpea, pare și un cap de șoarpe, așa. Nu știu ce să zic, că e coropișniță, salamandră, ceva, nu știu ce să zic că e. Pare așa o situație care vă creează niște probleme, dar veți depăși. O barcă, o călătorie, aici totuși cu bărcile, când vin în bă de o bărci, mai poate fi și vorba de ploi, de inundații, pot veni aici să aflați și niște vești de niște conflicte, orică se ceartă unii între ei, așa, asistați pe undeva la vreo ceartă, ori prin societate. Aici pare cineva care se dă mare, foarte mândru, așa, cu coarne. Pare un bărbat din ăsta care poate îi plac femeile, e mai afemeat, așa, are mai multe. A avut multe cuceriri la viața sa și pare așa mândru, dar pare și dușmănos totul. Adică e așa mai ostil într-un fel. Oricum aveți voi de-a face cu propriul vostru partener în afara casei și vă și supărați, vă și împăcați, că în inimă pare până la urmă că poate de aceea e lacrimile. În aceste trei zile să aveți și ceartă și împăcare. Iar sau dacă sunteți singură ca femei, poate că aveți de-a face cu persoane care sunt așa mândre. Sunt firete, nu prea sunt... aveți de-a face cu... aveți niște dușmănii, poate din cauza unui bărbat mândru, poate să fie. Ori un fost partener, ori e o persoană care poate vrea ceva cu voi, dar se comportă așa, necizelat, pentru că a avut el la viața lui niște cuceriri și îi se pare că totul îi se cuvine și că toată lumea trebuie să-i cânte. Uite, totuși, aici scoateți afară din un dar mai mare, o veste aici, parcă și o situație, o să scăpa de ceva, ați depășit o situație, un bărbat îl mai scoateți afară aici, un bărbat care îi place să fumeze, o verighetă, o căsătorie și poate unul dintre voi, chiar ați divorțat de curând, recent, sau ați avut hotărâri pe divorț. Dușmănia, a rămas cu acest bărbat sau a rămas masca acest bărbat mirat de hotărârea voastră de divorț, poate să fie și o astfel de situație, în capul său are niște bani. O reușită totuși, a scos-o afară, niște bani, dar mai mare l-a scos afară, ați dat un dar mare de bani sau ați pierdut un dar. Dar niște vorbe, ați împrăștiat niște vorbe, bârfe, discuții. Noroc, iară potcoava, deci aveți potcoave, să știți, aceste trei zile, indiferent prin ce treceți în acest moment, sau indiferent ce se va întâmpla în aceste trei zile, voi veți avea niște oportunități, fiecare poate care, așa, mai mici sau mai mari, dar ele sunt chiar mari aici la un moment dat, unele sunt mai mici, unele sunt mai mari, că sunt mai multe potcoave, chiar și un trifoi cu patru foi, poate chiar și jucați la loto, văd aici că aveți și semn de rac, scorpion, vezi și un semn de pește, parcă sau un căluț de mare, așa, cineva așa mai simpatic.
Dar mai e și mai alunecos, așa cum un iepure. Aveți o teamă, totuși. Cineva fuge de voi, sau fugiți voi de frică, de teamă. Aici parcă e o teamă legată de o dragoste. Aveți teamă în dragoste sau aveți pe cineva care totuși e frică să se îndrăgostească. Un nou, vedeți și aveți la ora 9, pe data la ora 9 primiți o veste aici, pare că o veste bună, pare că vine, legat de sănătate ar putea fi, sau de un contract. Iar capul acesta de diavol. Deci aveți de-a face cu niște, aici sunt niște bărbați îndrăciți. Prin societate par, la nivel de societate, ce par legate și poate, iar văd harta lumii desfășurată, poate are legătură și cu ce se întâmplă prin societate. Aici parcă mai sunt niște îngeri, iară, care stau și veghează, vin niște vești. Iar uite porumbelul păcii aici, zici că e Sfântul Duh, într-un fel așa, dar capul ăsta de diavol aici, hai că i-am luat coarnele, l-am lăsat fără coarne. Da, și această vulpe. Și la această vulpe i-am luat botul, un mare bot. I-a mai rămas un pic de coadă și aia i s-a cam dus. În două puncte. În două puncte o să vă scăpați de niște dușmănii, să știți. 2 zile, 2 săptămâni aici. Le aflați, le vedeți, poate să fie și la nivel de societate. Cuiva i-a scat coarnele. Deci nu își mai arată, nu își mai arată, deci se cumințește, cineva se liniștește. Un dușman aici, par un dușman. Fie la nivel de societate, fie la nivelul vostru. Poate fi pentru voi, poate avea legătură și cu un succes de funcție sau un succes de casă, ceva important. Mult ezoterism. Haideți să vedem și ce spune și farfuriuța. O verighetă, uite-o cum e aici, dar ești lacrimi pe verigheta asta. Orică, voi până vă căsătoriți o să plângeți mult, mai mult, aveți multe de trecut, orică aveți verigheta, căsătoria înlăcrimată. Și vedem de ce. Aici pare din cauza unei femei. Unei femei mai brunețele, văd eu așa, care ține părul cumva pe spate. Și mai ținem în coadă, și face cu o coadă. Aveți niște hotărâri de luat pentru niște daruri. Ora 2, va da date 2, vedeți și aveți litera de T, de F, mai văd aici de P, de B, O. Vă împăcați cu cineva până la urmă. Păreți aici că vă împăcați. Aveți de luat o hotărâre, după ce luați hotărârea asta. Iar aici lacrimile astea vin parcă legate de un drum sau de la drum. Mai văd un cap aici la voi. Cineva totuși se roagă. Parcă vă se roagă, parcă zice că cade în genunchi și vă întinde ceva. Orică vă cere în căsătorie, orică vă cere iertare. Un S mai văd aici, S-O. Mai văd aici un 8, o hotărâre. Iar o hotărâre, litera de B, 30. Deci va fi pătrată de 30. Uite un bărbat aici frumos, ce vă iubește. Iară, dar parcă iară pare un spirit. Pare cineva un spirit, pare. Ori cineva bolnav. Aici s-ar putea să faci de vreun doliu. Da? Cam asta e ce văd. Haideți să vedem și în cărți. Să vedem în cărți pe zodii. Am să încep cu zodiile de foc. Berbec, leu, săgetător. Haideți să vedem ce va fi în următoarele 3 zile. La ce vă puteți voi aștepta în următoarele 3 zile? La niște vești. Vești cu da. Sau chiar prin oameni cu funcție pot veni veștile. În casă. În casă vești cu dar. Ia uitați ce dar frumos vă vine în casă. O scrisoare, un dar, un telefon, un contract. Contract de casă, contract de servici, de casă, de o veste, poate chiar din străinătate, poate veni și legată de un copil, musafir în casă. În casă, în dragoste. În dragoste, iar aici aveți ori o căsătorie, un eveniment, lume multă. Multe persoane care vă iubesc. Sunteți în mai lume multă, deci voi ca persoană din zodii de foc vă văd în lume multă. Cu reușită, cu o propunere chiar în căsătorie sau întâlniri, noi cunoștințe. În drumurile voastre puteți avea niște îndoieli din cauza unui bărbat care pare bolnav. Aici poate fi și tatăl
sau cineva mai în vârstă, sau poate că aveți de-a face cu o persoană aveți întâlnire din cauza unui partener. Poate să fie, care să mă întâlniți cu el la drumul de seară, dar pare că e bolnav, are o problemă de sănătate. Sau aflați de boala unui bărbat cu funcție, poate fi cineva care trece printr-o problemă de sănătate, haină militară, de stat, în serviciu, o mare reușită, aveți, să știți, o propunere în căsătorie, un contract, un ceva, o funcție, aveți o reușită, să știți aici. Da, deci păreți într-o reușită, ori cu un cuplu, ori cu cineva dintr-o zodie de apă, vești bune. Pe surpriza voastră o să aflați totuși de o femeie care trece pentru o mică dificultate, dar se rezolvă cu bine până la urmă, pentru niște daruri, poate, pentru un contract de muncă, poate să fie o femeie într-o zodie de pământ. Sau poate să fie aceeași persoană în zodie de pământ aici, femeie sau bărbat, poate să fie masta toată, cu probleme de sănătate, dar care se rezolvă până la urmă. Haideți să vedem și la zodiile de apă, de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Haideți să vedem. Bucurii. Bucurii cu o persoană într-o zodie de apă. Vă văd o reușită, vă împliniți un vis, o dorință. Sau această femeie care a ieșit șatenă sau din zodie de apă, vă împlinește o dorință. În casă, o reușită. O dragoste, o familie, un cuplu, zodii de apă cu zodii de foc le văd aici, cu mare reușită. Sau vă vin musafiri în casă, în dragoste aici, totuși să nu vă supărați cu femeie în zodii de apă, păreți aici, pentru niște bucurii care le are această femeie, vă păreți totuși în niște vorbe, poate puțin legate și de niște dărulețe. În drumurile voastre, lume multă, deci vă duceți la evenimente undeva, în lume multă, aglomerație, prietenii noi care le faceți, cunoștințe, unde pot apărea și niște bârfe. În servici, atenție, că pentru un dar cineva pare că se supără aici. Da, puteți afla de un bărbat cu om de lege sau cineva care trece prin greutăți cu oameni de lege. Pe surpriza voastră vă apar vești întemeiate, orică vreo invitație la vreo căsătorie, propunere în căsătorie, orică apare un copil. Apare vestea de un copil, un eveniment, că ia examenul sau că se naște un copil, da, pare aici o reușită. Haideți să vedem la zodiile de apă. Dragi scorpion, pești, ce va fi în următoarele 3 zile, în ce vă puteți voi aștepta zodiile de apă. Voi ca femei în casă sau cu o casă, sau vă vine cineva tot ca și voi din zodiile de apă în casă, pareți cu reușită în casă. Haideți să vedem. În casă. În casă și la voi pot veni, gândiți pe cineva, o femeie sau un cuplu, vorbe bune, o căsătorie puteți gândi în temeiul, deci o invitație la vreo căsătorie sau cu un copil care se căsătorește. În dragoste sunteți foarte iubiți, iubite de un bărbat mai tânăr, unul mai în vârstă, pare aici, sunt niște gânduri. În orice caz, cu mare reușită, poate veni chiar o moștenire, un dar, o reușită foarte frumoasă, sentimentală, sau chiar cerere în căsătorie, sau o nouă cunoștință care va duce o mare reușită. În drumurile voastre veți afla poate de o persoană care trece printr-o greutate. Aflați de o femeie care trece printr-o greutate, vine în casă să se poate să vă spună de o problemă cu legea sau de o problemă de o pagubă sau probleme de sănătate. În drum la serviciu aici păresc că veți avea niște vești, niște invitații, cunoștințe noi, propuneri poate de un contract, de ceva, aveți și niște îndoieli, dar le veți depăși. Pe surpriză aici, aflați niște vești proaste, poate chiar legate de un copil, pe inima voastră, poate vă supără ceva de un copil, orică aflați de boala unui copil, orică vorbe proaste pot apărea între tată și copil, pot fi pe surpriză, spre exemplu, sau într-un bărbat mai matur și unul mai tânăr. Haideți să vedem și la zodiile de aer ce va fi următoarele 3 zile, cum vor fi, la ce vă puteți aștepta în următoarele 3 zile. Zodiile de aer. Dragoste. Dragostea unei femei din zodie de apă. O schimbare. Poate apărea o noi cunoștință. Haideți să vedem ce mai dezvăluie cărțile pentru următoarele 3 zile la zodiile de aer. Gemeni, balanță, vărsător. În casă. Vă văd aici cu cineva brunet, în dragoste, în casă, cu reușită. Deci voi ca femei puteți fi cu un bărbat brunet cu reușită. Îl gândiți să vă vină în casă, îl gândiți să vă împăcați, să vă
sau apar o nouă dragoste, sau e un cuplu care vă vin musafiri în casă. În dragoste, niște hotărâri pe care le veți avea legate, poate și de un drum, sau sunt mai multe persoane bărbați, că și mai tineri și mai în vârstă, care țin la voi. Dar păreți în niște hotărâri, niște discuții, sau chiar în oameni cu funcție sunteți bine văzuți. În drumurile voastre vă întâlniți poate cu niște femei, cu vorbe bune, sau vă duceți la vreo căsătorie la cineva. În serviciu, aici poate apărea o pagubă, să știți, o pagubă de dar. Totuși, pentru o reușită de dar, pentru un examen, ceva vă neliniștește, poate apărea și o pagubă. Și surpriza voastră pot veni niște vești, niște scrisori. Pentru un copil aici sau poate apărea și o neliniște, o îngrijorare sau poate chiar o sarcină cu probleme mai poate să mai fie sau vă vine o scrisoare din străinătate care totuși vă neliniștește. Poate să fie și o astfel de situație, poate și din cauza unor nervi, spre exemplu, unei persoane care e mai nervoasă. Cam asta e ce vă duce la zodiile de aer pentru următoarele 3 zile. Așadar, eu sper că v-au plăcut aceste etalări în 4 variante cu cărțile și în cafea, citirea în cafea. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube Crista Roth și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!